Ce au avut în comun mari oameni lui Dumnezeu? Nu este perfecțiunea, că niciunul n-au fost perfecți, ci a fost legătura aia zilnică cu Dumnezeu, relația aia personală cu Dumnezeu. Este chemarea la o relație personală cu Dumnezeu. Ce implică asta, dragii mei? Implică obiceiul rugăciunii. Nu spun rugăciune, că nu implică rugăciune, implică obiceiul rugăciunii. Implică obiceiul citirii Scripturii. Implică obiceiul mersului la biserică. Că viața noastră e condusă de obiceiuri, nu de acțiuni. Ceea ce faci de obicei stabilește unde vei ajunge în timp. Și lui Dumnezeu îi place foarte mult lucrul ăsta. Zice Biblia că Dumnezeu venea în fiecare dimineață să stea de vorbă cu Adam. Îl vizita regulat Dumnezeu. L-a creat Dumnezeu pe om ca să aibă părtășie cu el. Lui Dumnezeu îi place relația cu omul. Zice Biblia despre un om din Vechiul Testament pe nume Enoch că a umblat 300 de ani cu Dumnezeu. Și după 300 de ani Dumnezeu i-a fost așa de drag încât l-a luat la cer fără să mai guste moartea. Zice cuvântul lui Dumnezeu că David nu făcea nimic fără să-L întrebe pe Dumnezeu. Văd oameni care se mută dintr-un loc în altul, se bagă în tot felul de lucrări, fără să vadă, mă, îi voia lui Dumnezeu? Vrea Dumnezeu să fac lucrul ăsta? David nu făcea nimic fără să-L întrebe pe Dumnezeu. Daniel spune Biblia că s-a dat lege să nu se mai roage, să nu se mai închine, dar n-a putut, pentru că oamenii ăștia ce au avut în comun a fost că aveau relație și legătură cu Dumnezeu în fiecare zi. La un moment dat Pavel trebuia să meargă într-o cetate și Duhul Sfânt l-a oprit și a zis, nu în cetatea aia, ci în cealaltă. Și dacă avem relație cu Dumnezeu, avem și de câștigat. În primul rând suntem mai plini de Duhul Sfânt. În al doilea rând ni se mărește credința. În al treilea rând, prin relația cu Dumnezeu, Dumnezeu ne vindecă chiar și emoțiile și sentimentele și lucrurile, chiar și de depresie. Dacă ai o relație bună cu Dumnezeu și te rogi și citești și umbli la biserică și ești un om pozitiv, te poți vindeca.